Elevii școlari și preșcolari de la școala gimnazială în anul Mușcel au fost instruiți de cadre medicale cum să acorde ajutor în cazul unui coleg care a suferit un accident. Cei mici au fost ochi și urechi la indicațiile venite de la medicul Gheorghe Frătoaica. Este pentru a doua oară când medicii de la Unitatea de Primiri Urgențe din Pitești vin la Câmpul Lung și țin astfel de cursuri elevilor mușceleni. E al doilea an când vin, ca să învățăm copiii în școală altfel, primele măsuri de ajutor în caz de necesitate. Din păcate, la noi în țară, lumea nu cunoaște măsuri prin care ar putea să salveze vieți și de multe ori oameni care au o soartă mai bună ar putea să o aibă și mai bună dacă ar fi salvați. Sperăm că copiii care sunt mult mai receptivi vor prinde aceste măsuri și credeți-mă că, după cum îi vedeți, sunt foarte activi, da? Și chiar rețin primele măsuri de prim ajutor și o să fie bine pentru ei pentru viitor. Evenimentul face parte din cadrul acțiunilor organizate în săptămâna Școala Altfel.